Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit în bucătăria mea! Pentru astăzi am ales să vă pregătesc gulașul, pentru că tot mi-ați scris și n-am avut timp, am fost prins cu altele, gulaș unguresc. Supa gulaș, de fapt, că este și gulaș într-un stil tocană. Deci guiaș leveșul este o supă de carne, din carne de vită ungurească, iar gulașul unguresc este, să zicem, o tocană din carne de vită, asemănătoare cu alte gulașuri, ardelenești, secuiești și așa mai departe. Pentru această rețetă o să avem nevoie de vită, după cum cred că v-ați și obișnuit, am maturat vita, are peste 3 zile ținută la sare. Aici avem morcov, morcovul la supa gulaș și se taie rondele, ceapa se taie undeva pe știșori mai mare, roșiile le puteți folosi și proaspete, eu am ales cele care le-am congelat eu în toamnă, pentru că sunt roșii de grădină. Roșiile din comerț de acum știți și dumneavoastră, chiar dacă sunt proaspete, n-au același gust ca cele din grădină, iar acestea eu le tai rondele, le pun în pungi, le videz și le congelez. Pentru găluște, bineînțeles că o să avem nevoie de ou și făină. Întotdeauna să țineți minte, pentru un aluat de găluște și chiar un aluat din paste, dozajul este în felul următor, la un ou, 100 de grame de făină. Bun, aici avem o pastă de ardei, puteți folosi o pastă de gogoșar sau o pastă de ardei. Ca să dau așa să o vedeți, e făcută de mine în casă, dumneavoastră dacă nu aveți puteți lua o pastă de ardei din comerț, se găsește chiar specială pentru gulaș, zic eu. Bun, aici e o boia iute și aici o boia dulce, undeva la 40 de grame, 30-40 de grame de boia dulce și undeva la 15-30 de grame de boia iute. Bineînțeles, nelipsitul chimăn. Bun, haideți acum să începem. Supa gulaș nu este ceva greu, nu este ceva deosebit, doar că tehnica de gătire e puțin diferită față de alte ciorbe, să spunem. De ce? Pentru că vom prăji carnea împreună cu ceapa și cu chimănul de la început, da? Ca să-și tragă gustul și să... Haideți să vedem. Bun. Uitați-vă la carne, fiind ținută la sare, o tăiați bucățele mai mărișoare, nu foarte mici, pentru că, clar, oricum se vor topi. Aici, ca și rețetă, avem undeva un kilogram de carne de vită, 400 de grame de ceapă, 300 de grame de morcov, 250 de grame de roșii și iarăși undeva la 400-450 de cartofi. Bineînțeles, le-am tăiat ca să câștigăm timp. Haideți să tăiem. Între timp am dat drumul să se încingă tigaia. Acum eu o să pun puțin ulei, dar dumneavoastră puteți folosi o grăsime de gâscă, o grăsime de rață, o untură de porc. Este, să zicem așa, mai aromată decât uleiul. M-am optat să vă arăt uleiul, cum se gătește cu ulei, pentru că da, nu toată lumea are la îndemână această untură. Dar ca și aromă o să fie un pic mai bun, gustoasă dacă folosim grăsimea de gâscă, rață sau porc. Bun, acum tăiem și așteptăm tigaia. Da? Nu puneți în tigaia neîncinsă pentru că va fierbe. Noi avem nevoie să prăjim carnea. Dacă nu prăjim carnea, nu este adevăratul gulaș. Să-i spunem așa. Da, după cum vedeți, se vede carnea ce maturată este, ținută în sare. Are undeva la aproape 5 zile ținută la sare. Bun, încercăm acum, nu mai așteptăm puțin. Dacă nu este foarte bine încinsă, iarăși avem fierbere și nu este bine. Bun, haideți să vedem. Vedeți cum sfârâie, da? Asta e cel mai important. Acum, să mă urmăriți cu atenție, iau chimănul, jumătate din cantitatea de chimăn, mai opresc puțin, îl presar peste carne. Și rumenim carnea la un loc cu chimănul.
Multe persoane prăjesc și boiaua. Nu v-a sfătuit pentru că dă un gust amar și nu este atât de sănătos. Cel mai bine boiaua o pune mai la urmă, ea are și proprietatea, să-i spunem așa, de a lega supa gulaș. Da? Boiaua e cea care ne leagă și pasta de gogoșari spre final. Bun. Acum, următoarea etapă. Am călit bine carnea de vită cu chimăn, care am ținut-o la sare, bineînțeles, pe care am ținut-o la sare. Adăugăm ceapa. Deci ăsta e punctul de plecare, să zicem așa, obligatoriu pentru supa gulaș. Guiaș leveșul, cum se mai și numește. Iar acum, nu adăugăm apa absolut deloc, ci punem doar un capac, o înăbușim cu ceapă. După aceea vom completa puțină apă și o vom fierbe. Ceapa se va topi odată cu carnea, la un loc cu carnea, iar spre jumătatea fierberii adăugăm celelalte ingrediente. Morcovul, iar mai spre final cartoful. Așteptăm puțin. Acum adăugăm puțină apă. Așa până la jumătate, da? De ce nu pun până sus? Pentru că vom mai adăuga și restul legumelor, da? Și atunci nu o să mai avem spațiu. Continuăm fierberea. Mai așteptăm, după aceea cum completăm și restul, da? Acum adăugăm morcovul. Și mai completăm puțin apă. Bun. Bun, acum continuăm cu cartoful. Să dăm focul mai tare. Fierbem 10 minute, iar după aceea vom adăuga roșiile. Nu puneți roșiile odată cu cartoful pentru că îi va întări și se vor fierbe greu. Bun, haideți să mai stăm puțin. Bun. Acum cartoful este aproape fiert. Îl verificați, da? Prima oară adăugăm pasta de ardei. După aceea adăugăm roșiile. Uitați-vă, deja prinde culoare, vedeți? Pasta de gogoșari este obligatorie. Pasta de gogoșari sau pasta de ardei capia. Dacă nu aveți de casă, merge și cea din comerț. Am mai spus-o. Acum, în primul clocot pe care o să-l dea, adăugăm boiaua. Boiaua iute, boiaua dulce. Iar noi, între timp, ne apucăm de găluște. Prima oară oul, batem bine oul. Acum, gramajul este opțiunea dumneavoastră. Eu fac doar dintr-un ou, este suficient la cantitatea pe care o avem. Acum, un ou, 100 de grame de făină. Batem bine, amestecăm încet. Aceeași rețetă este și pentru pastele făcute în casă. Bun. După ce ați omogenizat puțin cutelul, renunțăm la tel și frământăm cu mâna, da? Amestecați ușor, încorporați încet toată făina. Între timp gulașul fierbe. Acum, această rețetă, să zicem, la origini vine undeva din Imperiul Austro-Ungar. Aceste găluși de făină pe care o să le adăugăm în supa gulaș, la origine se numeau gnocchi. Gnocchi e acesta luat din ouă cu făină, eventual și puțină sare. El trebuie turnat încet, o să vedeți, o să-l pun cu o răzătoare. O radem frumos cu răzătoare. Gnocchi sunt niște tăieței de casă, să-i spunem, pe care o să-i adăugăm în supa gulaș. Haideți să amestecăm încet.
Vedeți, începe să se întărească. Nu trebuie nici tare tare, dar nici foarte moale. Bun. Aluatul este gata. Și acum, corăzătoare ușor, să mă urmăriți, da? Apăsăm. Apăsăm și încet iese pe partea cealaltă, da? Chiar dacă la început merge mai greu, presați cu... cred. Uitați-vă ce frumos a legat. Uitați-vă. Aromă deosebită. Destul de... E discret picantă. Acum facultativ cine dorește. Poate toca puțin ardei iute. Poate adăuga puțin usturoi tocat mărunt și adăugat la urmă, la final. În funcție de gusturi și preferințe, bineînțeles. Haideți să punem aici gulașul. Bineînțeles că un gulaș fără ardei iute nu se poate. Iar acum, după preferințe, puteți adăuga și puțină verdeață. Nu e obligatoriu, deja avem chimănul care este foarte aromat. Bun. Supa gulaș este gata. Și pentru că multă lume mi-a spus că ar dori să asociez anumite vinuri cu preparate și anumite rețete de mâncare, v-aș recomanda la această supă gulaș, mai ales pentru doamne, un vin de Bordeaux, da? Iar pentru domni, pentru că totuși vinul alb este mai mult pentru doamne, chiar dacă e de preferat să îl bea bărbații, să-i spunem așa, uitați aici un Sauvignon Blanc. Da? Are o aromă deosebită, specifică, se asociază foarte bine cu o mâncare picantă, să-i spunem așa. Ce să zic, vă doresc poftă bună, încercați rețeta, nu este grea, categoric respectați doar principiile, prăjiți carnea la început și așa mai departe, urmăriți cu atenție videoclipul. Mult succes, sănătate!